Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la știri! La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfântului Nicolae! Începem grupajul informativ de astăzi cu o știre altfel, ceremonii religioase dedicate patronului spiritual al municipiului, vizite la căminele de bătrâni, spectacole de teatru, spectacole muzicale și multe alte surprize. Acestea au fost coordonatele zilei de 6 decembrie. Dizi de dimineață la Biserica Sfântul Nicolae a început oficierea unei slujbe speciale dedicate acestei ocazii, slujbă care a fost condusă chiar de către Preasfinția sa Casian Crăciun, arhiepiscopul Dunării de Jos. În paralel, municipalitatea a făcut vizite la cele 3 cămine pentru persoane vârstnice din Brăila pentru a le însenina sărbătorile pentru câteva minute, pentru ca după amiază acțiunile să se mute într-o altă zonă. Mii de oameni s-au așezat la rând în fața Bisericii Sfântul Nicolae, în ciuda vremii de afară, pentru a se închina moaștelor Sfinților Andrei și Nectarie, dar și pentru a participa la slujba deosebită organizată în această zi sfântă. Începând cu ora 8:30 la Biserica Sfântul Nicolae, a început oficierea slujbei cu ocazia sărbătoririi patronului spiritual al municipiului. Slujba a fost începută de un sobor de preoți, iar la ora 9 fix, în al preasfinția sa, arhiepiscopul Dunării de Jos, Casian Crăciun, a venit pentru a prelua ceremoniile. Înainte însă de a intra în biserică, înalt preasfinția sa a binecuvântat brăilenii aflați la rând pentru a se închina araclei cu moaștele Sfinților Andrei și Nectarie. Imediat după aceasta, înalt preasfinția sa Casian Crăciun a intrat în lăcașul de cult și după câteva minute de pregătiri a început slujba mult așteptată de credincioși. La terminarea slujbei, după amiază, au fost împărțite gratuit peste 7.000 de sarmale enoriașilor. În paralel, primăria a organizat vizite la căminele de bătrâni Lacul Sărat, Sfântul Nicolae și Sfinții Petru și Pavel, iar apoi au urmat spectacolele de teatru de la Teatrul de Păpuși Cărăbuș, oferit preșcolarilor din municipiul Brăila, și la Teatrul Maria Filoti, unde a fost organizat un spectacol susținut de elevii Colegiului Național Nicolae Bălcescu și cei de la Liceul de Artă. Evenimentele dedicate patronului spiritual al municipiului continuă. Programul complet putând fi regăsit pe pagina de internet a studioului Mega TV pe www.braila.tv.
Asociația PACHIV România, Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă din Brăila, în calitate de beneficiar al proiectului Crearea și Funcționarea Structurilor de Asistență Axate pe Ocuparea Forței de Muncă, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, a lansat astăzi un nou proiect. De această dată este vorba despre organizarea unui curs de calificare profesională pentru cameraman fotoreporter, destinat unui număr de 20 de beneficiari. Cei doi formatori cu o experiență de peste 15 ani în spate îi vor învăța pe cei înscriși la curs atât teorie cât și practică, dezvăluindu-le mici secrete ale acestei meserii. Cursul de calificare profesională cameraman fotoreporter organizat de Asociația PACHIV România este gratuit. Se va desfășura pe parcursul a peste 9 luni la școala Nicos Kazantzakis din Brăila și va fi susținut de doi formatori cu multă experiență profesională. Lucrez în presă de vreo 15 ani. Am lucrat de la partea mai tehnică, la regie, montaj și acum în prezent sunt cameraman. În urma acestui curs m-aș bucura foarte mult ca cei 20 de elevi să poată să își găsească un loc de muncă, să facă bani din ceea ce vor învăța. Și vă spun că o să ne dăm toată ținința la băieții care pot să iasă la sfârșit când se trage linia să știe cel puțin cât știm noi, dacă nu chiar să ne și întreagă. Știți cum e? Întotdeauna elevul trebuie să întreagă. În rest, ce pot să vă spun, multă baftă și să fiți atenți la ceea ce o să vă predăm. Despre PACHIV și importanța acestei structuri în teritoriu, cât și despre proiectele realizate la nivel local, a vorbit Cristian Mardale. Asociația PACHIV investește în voi. Dacă ați avut curiozitatea să intrați pe internet, o să vedeți că un curs de cameraman fotoreporter e undeva între 1.000 și 1.500 de euro. A intrat cineva și a văzut lucrul ăsta? Iar voi îl faceți absolut gratuit. Normal că avem și noi pretenții. Prezența la curs, seriozitate și profesionalism. Din ce văd aici, nu cred că o să ne dezamăgiți. Este absolut necesar pentru toți de altfel să facem un remember la ce înseamnă de fapt PACHIV. PACHIV anul acesta, în toamnă, am împlinit 7 ani de când este pe piața din România, 7 ani de excelență, spunem noi. Domnul Gruia Bumbu, președinte, un om foarte curajos, un om care are încredere că va reuși, și noi acum avem încredere că vom reuși cu el împreună. Când spun 7 ani de excelență, de fapt mă refer la o activitate în care, în spatele căreia, este foarte multă muncă, foarte mult efort depus și prin asta pot să spun că în 7 ani de PACHIV s-au realizat următoarele. 4.400 de persoane consiliate. Aici vorbesc pe toată țara. Da? Deci numai regiunea sud-est, ci toate regiunile. 4.400 de persoane au fost consiliate în vederea obținerii unui loc de muncă. 3.090 de elevi și părinți au fost consiliați privind prevenirea abandonului școlar. 2.414 persoane au fost incluse în programul A doua șansă. 2.000 de burse de studiu au fost acordate elevilor și studenților de etnie romă. 9 centre Cezar, respectiv programe pentru ajutorarea elevilor, asta înseamnă Cezar, și lista continuă. 854 de cadre didactice instruite, 180 de firme și 5 cooperative nou înființate, un centru interregional de pregătire profesională, 39 de evenimente și 132 de activități culturale specifice rome, 87 de campanii de conștientizare și informare pe teme de sănătate, educație și ocupare. Eu zic că e ceva. O diplomă de excelență. Asociația PACHIV România a primit, în cadrul conferinței naționale organizate de Autoritatea de Management Postru, de 11 aprilie 2012, o diplomă de excelență pentru dezvoltarea de modele de bună practică. Cursul de formare profesională cameraman fotoreporter este acreditat de CNFPA.
Inspectoratul pentru situații de urgență Dunărea Brăila va avea un nou corp de clădire. Consilierii județeni au aprobat la ultima ședință un proiect de hotărâre de trecere a imobilului garaj auto situat pe șoseaua Râmnicu-Sărat numărul 117 din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Finanțelor Publice în domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean Brăila. Ne îmbunătățim patrimoniul. Acolo va fi un punct important pentru Inspectoratul pentru situații de urgență, a declarat președintele Consiliului Județean Brăila, Gheorghe Bunastancu. Imobilul care a aparținut celor de la Braicar a ajuns în administrarea celor de la finanțe după ce Braicarul a intrat în procedură de executare silită. În expunerea de motive a proiectului se arată că această trecere la Consiliul Județean este necesară și oportună, creând premizele realizării unui proiect cu impact social asupra comunității locale. Imobilul din șoseaua Râmnicu-Sărat numărul 117 este funcțional și se pretează înființării unui complex de servicii comunitare pentru situații de urgență, venind în sprijinul nevoilor cetățenilor din județul Brăila, și poate găzdui garda de intervenție numărul 3 din cadrul detașamentului numărul 2 de pompieri Brăila, astfel încât intervenția la stingerea incendiilor în toate localitățile județului să se facă mai rapid. Da, probabil va fi centru de comandă. O să vedem, nici nu m-am putea să mă duc până acolo. Dacă vis-a-vis de această preluare de la stat la patrimoniul Consiliului Județean, aveți ceva împotrivă, patrimoniul public. Cine este pentru, vă rog? Vă mulțumesc. Dacă se abține cineva, dacă e cineva împotrivă. Spațiile de aici vor asigura condiții optime pentru depozitarea tuturor materialelor ce vor fi utilizate în situații de urgență, precum și ajutoarelor alimentare care provin din stocurile de intervenție comunitară destinate categoriilor de persoane defavorizate din județ. De asemenea, spațiile corespund și pentru locuințe de intervenție în cazul persoanelor aflate în situații de risc, respectiv pentru persoanele din zonele afectate de inundații, seisme, alunecări de teren sau alte situații extreme. Șeful Inspectoratului Școlar Județean Brăila, Iulian Danielescu, nu a putut participa la ultima ședință de Consiliu Județean, dar nici nu a trimis un înlocuitor, motiv pentru care informarea privind starea învățământului brăilean în anul școlar 2011-2012 a fost amânată pentru ședința de luna aceasta. Supărat că șefii unor instituții nici măcar nu trimit un înlocuitor la ședințele unde trebuie să susțină diverse prezentări, președintele Consiliului Județean a solicitat aparatului propriu o adresă oficială către Inspectoratul Școlar în acest sens, mai ales că la ședința cu pricina au fost discutate proiecte care vizau direct activitatea Inspectoratului Școlar Județean. Informarea privind starea învățământului brăilean în anul școlar 2011-2012 nu a putut fi ținută tocmai pentru că a lipsit reprezentantul Inspectoratului Școlar, motiv pentru care președintele Gheorghe Bunastancu a luat atitudine. Domnul inspector școlar este? Nu este. Asta și este o dovadă de respect față de consilier. Nu? Este o dovadă de respect, dar a fost anunțat? Da. Daniel? Am discutat cu doamna Rufoi, doamna secretară domnului inspector. Așa am procedat la anumite instituții și s-a transmis mesajul. Bine, în regulă. Deci, avem o informare cu starea învățământului brăilean. Eu vă propun să o reportăm pentru ședința următoare, când va fi prezent dumnealui aici. Și că așa mi se pare corect. Poate sunt întrebări, trebuie să răspundă și poate cu această ocazie facem și o adresă către Inspectoratul Școlar vis-a-vis de lipsa unui reprezentant. Nu era dumnealui, trebuia să fie ajuntul care să ne explice ce se întâmplă cu învățământul. El, 2012 a fost un an bun pentru Brăila, știți că a luat locul 1 pe țară la bacalaureat, e un punct foarte bun pentru noi. Consiliul Județean este ancorat în problemele inspectoratului. Printre subiectele abordate la ultima ședință de Consiliu Județean s-au numărat problema liceului agricol, premierea olimpicilor din Brăila, dar și repartizarea unor sume pentru monitorizarea liceelor. Cum ar fi să citești poveștile bibliotecilor din România într-o singură carte? 4 autori, Radu Paraschivescu, Vlad Petreanu, Cătălin Ștefănescu și Irina Păcurariu, semnează primul volum dedicat bibliotecilor publice din România. Luni 10 decembrie, la ora 12, la sala de conferințe a Teatrului Maria Filoti din Brăila, vom descoperi povești adevărate, pline de culoare și personaje pitorești, totul la evenimentul de lansare al primei cărți dedicate bibliotecilor publice din România. Evenimentul va beneficia de prezența lui
Radu Paraschivescu, a lui Scott Anderson, directorul adjunct al programului Biblionet, eroi ai poveștirilor și bibliotecari din regiune. Volumul Căutătorii de povești este rezultatul primei campanii de promovare a bibliotecilor publice din România, care a consemnat schimbările și efectele în comunitate datorate dezvoltării bibliotecilor publice locale. Campania este inițiată de programul Biblionet, o investiție de 26,9 milioane de dolari în România pe o durată de 5 ani și care își propune facilitarea accesului la informație prin introducerea tehnologiei moderne în bibliotecile publice. Prin acest program, până la finalul anului, peste 2000 de biblioteci vor fi dotate cu peste 9441 de calculatoare și echipamente aferente. Miercuri, prin apel de urgență la 112, o persoană care, după voce, părea a fi minoră, le-a spus polițiștilor că în comuna Traian mai multe persoane distribuie cizme din cauciuc în scop electoral. Polițiștii din Traian au stabilit că numărul de telefon aparține unei femei de 56 de ani din localitate și că nepotul ei, în vârstă de 13 ani, pe care îl are sub tutelă, lăsat nesupravegheat, a sunat și a sesizat în fals acele aspecte din teribilism. Minorul a fost avertizat verbal. Tutorele legal a fost amendat cu 200 de lei pentru nesupravegherea minorului. Tot ieri, un candidat din partea unei alianțe politice a sesizat la poliție faptul că mai multe persoane din colegiul în care candidează au fost apelate pe telefonul fix de către o persoană necunoscută care le-a promis suma de 200 de lei dacă vor vota un candidat al altei alianțe. Polițiștii au stabilit că apelul era sub forma unei înregistrări fără alte amănunte, motiv pentru care s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzută de articolul 55 din legea numărul 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului. Cercetările continuă pentru identificarea autorului faptei și audierea persoanelor care au fost apelate. Potrivit legii, promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze un anumit competitor electoral ori un anumit candidat, precum și primirea acestora de către alegător în același scop, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Tentativa se pedepsește de asemenea. Amănunte pe www.braila.tv.